Și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să mă pregătesc împreună cu voi, pentru că este atât de frumos afară și de cald și vreau să ies la o plimbare, să fac niște poze. Așa că m-am gândit să realizez un machiaj simplu, dar în același timp destul de primăvăratec, dar care să fie ușor de realizat, cu produse accesibile, produse la îndemâna oricui, pe care să le găsiți ușor în supermarketuri, în hipermarketuri, Kaufland, Carrefour, Auchan, DM. Sper să vă placă acest clip. Nu uitați, vă rog, să-i dați un thumbs up. Bineînțeles, să mă urmăriți pe contul meu de Instagram, dacă încă nu ați făcut-o. Și eu zic să trecem la tutorial. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că de cele mai multe ori am sprâncenele făcute, însă astăzi m-am gândit să le facem împreună. Eu o să folosesc acest fard de la Pharmacy, la mânuanța 02. Eu încep prin a-mi pieptăna sprâncenele în sus și încep de la baza inferioară a sprâncenii și trag o linie. Vedeți că nu trag o linie directă, ci din aproape în aproape, pentru a părea rezultatul final cât mai natural. Vedeți că aici, în partea din față, nu am aplicat deloc produs, pentru că o să vin cu această perie și o să perii excesul, trăgându-l în față, pentru a părea cât mai natural. După care puțin în sus. După care o să iau puțin corector și o să corectez aici, în partea de jos, forma sprâncenei. După care excesul de corector o să-l trag în jos pe pleoapă pentru a pregăti pleoapa pentru faluri. Vom trece la machiajul ochilor și pentru a seta corectorul voi folosi nuanța Just White de la Melchior. Când mi-am cumpărat această nuanță, mă așteptam să fie ceva mai pigmentată și să se observe mai tare pe pleoapă, să fie mai albă, ca să spun așa. Dar nu este, așa că o folosesc pentru a seta corectorul. Pentru machiajul ochilor o să folosesc un singur fard și o să folosesc nuanța Peach, tot de la Melchior, care este o nuanță absolut superbă. Scuturați foarte bine excesul, pentru că sunt foarte profoase aceste farduri, pentru că sunt foarte pigmentate. După care o să încep de la baza genelor inferioare. O să iau o pensulă mai mică și mai plată, pentru că simt că pensula aia nu prea își face treaba pentru mine. După care o să o iau pe o pensulă mai mare de blending și o voi aplica în pliul ochiului. După care o să iau eyelinerul Cake, tot de la Melchior, nuanța Black, și o să trasez o linie de tuș. Acest eyeliner se activează la apă, așa că dacă aveți pleoapele foarte uleioase sau dacă vă lăcrimează ochii, nu vă recomand acest eyeliner, dar eu, având pleoapele foarte uscate, mi se potrivește super bine. Mi-am
Mie îmi place să merg cu linia de eyeliner mai subțire în colțul intern și pe măsură ce ajung la colțul extern să o fac ceva mai groasă. După 1000 de ani am terminat și eu cu linia asta de tuș, că mi-a dat mari bătăi de cap. Dar să zicem că e cât de cât ok și nu-i mai fac nimic pentru că m-am săturat. Voi aplica rimel atât pe genele inferioare cât și pe cele superioare și voi folosi acest rimel de la Rimmel London, Extra 3D Lash Mascara. Acum că am terminat cu machiajul ochilor, o să trecem la machiajul feței și o să aplic o cremă de față. Aceasta este de la Nivea. Nu știu exact să vă spun cum se numește pentru că scrie în germană pe ea, dar o să o aplic pe toată fața. După care voi folosi acest primer de la Maybelline, Baby Skin for Eraser, pe care îl voi aplica de asemenea cu degetele. După ce am lăsat aceste produse să intre foarte bine în piele, voi trece la aplicarea fondului de ten și voi folosi acest fond de ten de la Maybelline, Super Stay Long Lasting Full Coverage 24 de ore. Nu uitați de zona aceasta a gâtului, pentru că dacă nuanța nu vi se potrivește perfect, aici o să se cunoască. Așa că trageți ușor de fond de ten în jos. De asemenea, zona asta a nasului de dedesubt, să nu uitați de ea pentru că și acolo o să se cunoască. După care o să setez întreaga față cu această pudră de la L'Oreal. Dacă nu ați încercat această pudră din gama Minerals, trebuie să o încercați pentru că este genială, pur și simplu mi stombează atât de bine porii și îmi lasă un ten foarte catifelat. Îmi place la nebunie și chiar vă o recomand din suflet. Eu aplic pudra prin mișcări de tapotare. Și o aplic pe întreaga față. Pentru a-mi contura fața voi folosi Hoola Bronzer de la Benefit. Aceasta este varianta mini și chiar vă recomand varianta asta pentru că există riscul să nu o folosiți pe toată dacă vă o cumpărați pe cea mare și să expire înainte de a o folosi și ar fi păcat. Și voi folosi pensula ei din dotare. Ca și blush voi folosi aceeași nuanță pe care am folosit-o și pentru machiajul ochilor, nuanța Peach de la Melchior. Însă trebuie să aveți grijă pentru că este foarte pigmentată. Este timpul să aplicăm iluminator și voi folosi iluminatorul de la e.l.f. V-am înnebunit cu el, dar îmi place foarte, foarte mult. Îl folosesc aproape în fiecare zi. Și este timpul să trecem la buze. Voi folosi acest ruj din DM de la Aura, absolut mat, velvet, feel long, lasting lip cream. Îmi place super mult nuanța acestuia, este nuanța 617, Stop Staring. Acest ruj nu este foarte opac, însă dacă adaugi mai multe straturi, 2-3, va arăta foarte bine și nu se va strânge în liniile fine ale buzei, nu se va face bucățele, se simte foarte lejer pe buze. Și acesta este look-ul final. Sper că v-a plăcut acest clip. Nu uitați, vă rog, să-i dați un thumbs up
Bineînțeles să vă abonați canalului meu, dacă încă nu ați făcut-o, să mă urmăriți pe contul meu de Instagram. Și bineînțeles ne vedem data viitoare cu un nou clip. V-am pupat!